Bună dimineața, Răzvan, bună dimineața tuturor. Tocmai pentru că este perioada în care ieșim la iarbă verde, vrem să respectăm și distanțarea socială, să-i lăsăm și pe cei mici să se joace. Trebuie să fim atenți la acest aspect, la căpușe. Discutăm cu medicul primar Carmen Crețu. Bună dimineața! Bună dimineața! Prima regulă ar spune în felul următor, că trebuie să purtăm haine mai lungi în momentul în care ieșim la iarbă verde. Și de culoare deschisă. Și de culoare deschisă. E un pic mai greu să respectăm, noi ne cam ducem în pantaloni scurți. E adevărat. Acum este sezonul în care ne-au invadat și căpușele cu ploile astea și cu umezeala. Deci e un climat propice pentru ca ele să se mulțească. Și atunci în zonele verzi și nu neapărat în pădure, în vârful muntelui, ele se pot cățăra ușurel, ușurel pe noi și se duc în zonele cele mai ascunse. Supliu fesier, în pielea capului, în axilă, chiar și la nivelul ombilicului am extras căpușe. Deci practic se pot duce oriunde, dar caută locuri mai ascunse ca să nu poată fi identificate. Și cei mai expuși sunt cei mici pentru că se joacă și mai mult în iarbă verde, aleargă dintr-o parte în alta? Și ele nu. Deci sunt la fel de agresive și pentru adulți și pentru copii. Dacă o căpușă este infectată, produce același lucru, aceleași simptome. Dar cum se manifestă? E o roșeață mai mare sau cum ne dăm seama? De foarte multe ori poate să nu se întâmple nimic și să identificăm doar căpușa. Dacă identificăm căpușa, ideal este fie să o extragem noi, fie să ne ducem la unitate medicală unde să o extragă. Și punctul 2, care este la fel de important, nu aruncăm căpușa. O ducem pentru că sunt laboratoare unde pot să fac analiza și știm din capul locului dacă acea căpușă a fost infectată sau nu. Cam în câte situații este infectată sau nu? Este un procent mai mare, mai mic? Din analizele pe care noi le efectuăm, cam jumătate din căpușe sunt infectate. Însă nu toate transmit boala, numai cele care s-au infectat în anul precedent. Deci, să zicem așa, o estimare aproximativă, cam 25%, dacă 50% din ele sunt infectate și presupunem că o parte din ele s-au infectat anul ăsta și o parte anul trecut, deci să zicem un 25% din căpușele care te înțeapă pot să fie infectate, ceea ce nu e puțin. Dar dacă nu avem căpușa pe piele, ce alte simptome putem să avem? Să zicem că nici nu ne dăm seama că ne-a pișcat. Deci putem să nu avem nimic, pentru că semnul pe piele e dat de una din speciile de căpușe. Pe teritoriul Europei sunt 4-5 specii de căpușe, numai Borrelia abzelii, deci care ar infecta una din căpușe, ar da acel eritem migrator. E un semn prețios, să spun așa, din punct de vedere clinic și dacă îl identificăm, am pus diagnosticul de la ușă și începem terapia cu antibiotice. Numai că problema e că de foarte multe ori nu apare acest semn, nefiind implicată Borrelia abzelii. Da, ce alte simptome putem să avem? Febră, de exemplu? Febra apare mai târziu, deci inițial poate să nu se întâmple nimic. În zilele următoare poate să apară o stare de astenie, de rău, de ca de viroză, așa. Îți vine să zaci, ești mai moale și febra poate să apară mai târziu, după câteva zile de evoluție. Dureri de mușchi, dureri de încheieturi, palpitații. Acum depinde pe de o parte de doza infectată, cât s-a inoculat în momentul înțepăturii, depinde de reactivitatea gazdei, organismul, de sistemul imunitar și... Dar când ar trebui să mergem la medic? Să zicem că nu suntem foarte siguri, dar ar trebui totuși să ajungem acolo să ne spună dacă acea căpușă e infectată sau nu. Dacă avem o suspiciune că am fost înțepați, trebuie să anunțăm medicul pentru că trebuie luate câteva zile de antibiotic în scop profilactic. Nu știi a fost, n-a fost căpușă, nu știi a fost, n-a fost infectată. Dacă însă ai căpușa, este ideal să-i faci analiza și atunci știi, fiindcă dacă nu ai căpușa, e cele câteva zile de antibiotic, doxiciclină sau amoxiciclină și după aceea aștepți o lună de zile până când organismul tău produce anticorpii pe care îi vei testa și vei afla dacă ai anticorpi anti-Borrelia. Mulțumim foarte mult pentru explicații. Cu siguranță ar fi mai multe lucruri de explicat. Important este să fim atenți și să mergem la medic cât de curând, dacă știm că am fost într-o zonă expusă la căpușă. Cam acestea sunt informațiile de aici, băieți. Înapoi la voi.